S-au auzit focuri de armă noaptea trecută în comuna poliții și de frontieră au fost nevoiți să facă uz de armă pentru a opri mai multe persoane care încercau să încarce mai multe colete suspecte într-un autoturism de teren. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Dorohoi au observat în timpul unei activități specifice pe linia contrabandei cu țigări pe direcția localității de frontieră Dersca, într-o zonă împădurită, mai multe persoane care încercau să încarce mai multe colete într-un autoturism de teren ce avea numere de înmatriculare specifice autorităților din Anglia. Oamenii legii au încercat să îi oprească, dar în momentul în care bărbații au observat echipajul de poliție de frontieră, au abandonat coletele și s-au îndreptat spre linia de frontieră. Șoferul autoturismului de teren a părăsit zona îndreptându-se spre interiorul țării. Pentru că indivizii nu s-au supus somațiilor, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare. Au fost trase 9 focuri de armă în plan vertical și 3 focuri de armă înspre pneurile autoturismului, cu respectarea prevederilor legale. Oamenii legi din Botoșani au informat autoritățile ucrainiene despre eveniment, în vederea cercetării în comun și reținerii persoanelor care au fugit pe teritoriul Ucrainei. În imediata apropiere a frontierei, grănicerii ucrainieni au reținut un cetățean ucrainian în vârstă de 29 de ani. Oamenii legi au numărat numai puțin de 22.996 pachete cu țigări în valoare de 222.970 de lei. Marfa a fost ridicată de către polițiști în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă în vederea depistării și identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.